Trebuie să încep prin a vă mărturisi că sunt foarte intimidat. Întotdeauna când sunt invitat să vorbesc despre acest subiect, sunt foarte um, temător, sfios. Nu este un subiect de care să vorbești uh, ușuratic. Nu e un subiect pe care să-l tratezi din antagonism. Sau din dorința de a demonstra că tu știi mai bine decât alții, e un subiect care are o valoare inestimabilă pentru biserică și pentru noi toți. Mulțumesc totuși fraților că m-au invitat cu această ocazie și că am posibilitatea să exprim din nou ceea ce Dumnezeu m-a ajutat pe mine să înțeleg din scripturi. Ceea ce nu înseamnă că și voi o să înțelegeți ceea ce spun eu. Am să încerc. Um, și mă bucur ori de câte ori am ocazia să expun aceste lucruri, pentru că trăim într-o vreme în care Scriptura este atât de puternic abuzată încât e de neconceput ca Dumnezeu să aibă atâta răbdare cu noi. Care abuzăm câteodată scriptura într-un hal fără de hal, ca și când n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu, ca și când ar fi ceva ce noi putem să rânduim și să explicăm și să răsucim și să răstălmăcim după cum uh, ne vine nouă. În același timp, mă simt foarte responsabil pentru că există o frază în textul pe care l-am citit și la care o să revin din nou și din nou. Care nu vreau sub nicio formă să se regăsească în ceea ce fac eu. Apostolul Pavel avertiza versetul 9: Atunci, parcă ați vorbi în vânt. E de neconceput ca cineva să stea. În prezența lui Dumnezeu, și să deschidă cuvântul lui Dumnezeu și să vorbească în vânt. Uh, e intimidant pentru mine, din nou că trebuie să vorbesc despre acest subiect, și mai ales că eu mă aflu în situația în care să prezint cele mai controversate dintre subiectele acestei teme am să încerc însă să prezint așa cum le-a înțeles inima mea și așa cum Dumnezeu mi-a deschis mie mintea să le înțeleg. Nu mai țin minte câți ani sunt, dar prima dată după ce am terminat primul curs, sau să zic așa, primul articol pe care l-am publicat la revista din Arad, revista Farul, și apoi și alte reviste au preluat articolul acesta, nu vreau să spun că eu sunt în pionerat în sensul acesta, dar a fost primul articol care a fost cu curaj scris în sensul cesaționist la noi în România și Zalăul a fost primul oraș în care am fost invitat să prezint asta păstorilor din comunitatea de Cluj. Am fost în urmă cu mai mulți ani. A fost organizat la biserica de fapt, cred că a fost la Biserica din Jibo organizată această, acea conferință. Și iată, revin după mulți ani, nu știu exact câți ani sunt. Am fost și în alte locuri din România și mereu sunt, să zic așa, șocat de, de, de reacția pe care o întâlnesc, mai ales la oameni care uh, ar trebui să fie mai mai adânciți în Cuvântul lui Dumnezeu, mai bine așezați pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să mai spun ceva, și apoi să intru în primul meu mesaj, dar pentru toate mesajele lucrul acesta este valabil. Vreau să știți că mă gândesc foarte serios la cuvintele pe care le spun și îmi dau seama ce influență poate avea învățătura aceasta pentru fiecare dintre cei ce mă ascultă, fie că sunt aici, fie că sunt uh, online, pentru că călăuzirea și prezența Duhului Sfânt în viețile noastre este indispensabilă vieții noastre de creștini. A merge eronat în direcția aceasta este extrem de grav. Și gravitatea sau semnificația, profunzimea, importanța acestei lucrări, am să o punctez mai mult după amiază când voi vorbi despre darul prorociei și despre uh, ideea de prorocie în Scripturi. Uh, mai mult, vreau să vă spun, aseară se vorbea aici despre fratele uh, Andrei, încerca să puncteze ideea că nu ar trebui să considerăm că dacă avem o doctrină Diferită de a altora, sau dacă eu, de exemplu, sunt cesaționist, asta înseamnă că nu am Duhul Sfânt, sau că nu cred în Duhul Sfânt. Și întotdeauna încerc să explic, și cel puțin dumneavoastră vreau să încep prin două afirmații preliminare pe care vreau să le fac. Da, eu sunt cesaționist, eu zic că sunt cesaționist convins, am să explic ce înseamnă asta în mod deosebit mâine. Când am să prezint în cele două sesiuni argumentul biblic pentru care eu consider că anumite daruri au încetat, dar când vorbesc despre asta, mai întâi vreau să spun că vin la această discuție nu pe baza unor experiențe proprii, ci pe baza unei exegeze personale făcute din cuvânt. Pot accepta că exegeza mea poate fi greșită, dar nu pot accepta să mi se spună că pentru că n-am experiență, nu pricep. Asta nu pot accepta. Da? E o scuză care mereu mi este azvârlită înainte. A, frate, chiar unul dintre personajele care aici la dumneavoastră este proeminent în zona carismatică, care a asistat la una dintre prezentările mele, mi-a spus că prezentarea mea e... E, se vede, e clar lucrată pe textul scripturii, dar în același timp se vede că n-am experiență, dacă aș avea experiențe cu Duhul Sfânt, altfel aș vedea textul biblic. Pot accepta că greșesc. Poate cei mai tineri decât mine, colegul meu și fratele Andrei să fie mai sunt mai tineri, mai... Dar mai Da, eu pot accepta că greșesc în exegeza mea. Dar nu pot accepta să mi se spună că nu știu să fac exegeză pentru că n-am anumite experiențe cu Duhul Sfânt. Un lucru trebuie să fie limpede pentru noi toți. Experiența trebuie să fie interpretată prin textul Scripturii și niciodată invers. Nu sunt dintre aceia care susțin că n-ar trebui să avem experiențe. Dacă n-am avea experiențe, ar fi jalnic. Și la ce spunea seară fratele Andrei, aș adăuga că n-ar -ar trebui să fim din aceia care să zicem, apă, noi nu avem așa experiențe mari cum au, uite, e total fals. Ba, avem. Avem. Numai că experiența trebuie întotdeauna să rămână sub controlul exegezei cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Și de obicei când se discută despre asta, e folosit textul de la 2 Petru, unde apostolul Petru vorbește despre experiența unică pe care a avut-o cu Domnul pe munte, dar apoi imediat după ce își împărtășește această experiență, zice avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Și deși el vrea să ne împărtășească experiența lui, el ne va vorbi despre faptul că noi toți trebuie să ne așezăm crezul nu pe experiența lui sau a altuia, ci pe citirea, interpretarea, înțelegerea și respectarea strictă a cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Mereu aud, nu-i se experiențe, nu se... Și în ultima vreme întâlnesc mulți dintre cei care aveau și crezul asemenea mie, care schimbă crezul din pricina unor experiențe de un fel sau altul, și mereu sunt avertizat că într-o zi voi avea și eu experiențele astea, și o să vedeți cât o să vă schimbați, frate păstor. Nu cred, deși încă o dată subliniez, un credincios care nu are experiențe e jalnic. E jalnic. Numai că experiențele decurg din ceea ce știu eu despre Dumnezeu, nu determină ceea ce știu eu despre Dumnezeu. O a doua afirmație preliminară pe care aș face-o este că în discuția pe care eu o prezint aici, în tema pe care eu o prezint, niciodată nu pun sub îndoială sau sub semnul întrebării puterea lui Dumnezeu. Niciodată, nici când, sub nicio formă. Și ca să o spun clar și răspicat, Dumnezeu poate orice, oricând, oricum, dar nu vrea E o diferență mare să discutăm despre puterea lui Dumnezeu sau despre planul lui Dumnezeu. Oricine ar pune sub semnul întrebării puterea lui Dumnezeu, n-ar fi întreg la minte. Numai că toți ne întregi la minte am fi dacă n-am înțelege că Dumnezeu nu și folosește puterea cum zicem sau cum vrem noi. El și-o folosește numai cum vrea El. Și eu consider că Dumnezeu ne spune cum își folosește puterea. Și o să vorbim despre faptele capitolul 8, unde iată avem un caz în care puterea vrăjitoriască e confundată cu puterea lui Dumnezeu. Simon, care e prezent acolo, așa e și zice, Simon magul. El face tot felul de lucrări și lumea care îl privește ce zice? E puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Nu ar trebui să ne mire că aceeași confuzie există și astăzi. Sigur că Dumnezeu poate, dar Dumnezeu nu vrea. Și ar trebui să fim extaziați în bucuria noastră că Dumnezeu nu vrea să facă tot ce ar putea face. Nu știu cum ar arăta lumea asta dacă Dumnezeu ar face tot ce ar putea face. E infinit de important să înțelegem că puterea și planul lui Dumnezeu sunt două chestiuni care trebuie gândite separat. Sau dacă le gândim împreună, trebuie să înțelegem că planul lui Dumnezeu determină folosirea puterii lui Dumnezeu. Și am să încerc să argumentez în mod deosebit mâine să mă folosesc de uh, un text pe care uh, îl voi prezenta din punctul meu de vedere, în coroborare cu alte texte, pentru ca să demonstrez că cesaționismul, încetarea darurilor revelatoare, este cea mai normală interpretare a scripturilor. Aici vreau să dau și aici un exemplu pe care întotdeauna îl dau când mă refer la astea. Vă aduceți aminte, în Daniel capitolul 3 avem exemplul celor trei tineri care refuză să se închine Chipului adus acolo și sunt chemați la Împărat. Și Împăratul îi întreabă care este Dumnezeul care vă va scoate din mâna mea. Răspunsul lor ne arată exact cum trebuie să înțelese lucrurile. Ei încep așa. Dumnezeu poate. poate. Nu avem niciun dubiu. Dumnezeu poate. Întrebarea pe care o pun e imediat în versetul următor. Dar și dacă nu ne va scoate. În mare, problema lor nu era oare poate sau nu poate Dumnezeu. Problema lor consta în planul pe care Dumnezeu are cu privire la ei. Și planul pe care Dumnezeu îl avea cu privire la ei era să fie aruncați în cuptorul aprins și încălzit în cinci de șapte ori. Mi se pare că e normal să fac aceste afirmații înainte ca să încep prezentarea subiectelor care mi-au fost propuse, pentru ca să înțelegeți de unde vin, care este temelia de pe care vreau să zidesc în aceste zile și încă o dată vreau să înțelegeți că nu mă cred a toate știutor, subiectul este copleșitor și pentru mine, dacă eu trebuie să vorbesc despre ele, o să încerc să fac cum pot eu mai bine și să fiu cât se poate mai clar. Am patru sesiuni care mi-au fost puse la dispoziție. În prima, frații mi-au spus să vorbesc despre vorbirea în limbi și am să încerc să fac lucrul acesta în câteva minute. În a doua, voi încerca să vorbesc despre darul prorociei în care voi îndrăzni să includ vedeniile și astea, pentru că de obicei Dumnezeu vorbea prorocilor prin vedenii și vise și alte modalități. În urmare, nu le putem separa pe unele de altele. În sesiunea de după amiază ne vom uita la aceste lucruri. Și apoi sunt două sesiuni în care voi încerca să argumentez pe baza textului inspirat, prin anumite linii de argumentare, că darurile revelatoare, ca cel al prorociei și al vorbirii în limbi și altele, au încetat. Să ne îndreptăm așadar spre primul subiect pe care am fost invitat să-l tratez, acesta al vorbirii în limbi, și care, din păcate, este evident foarte controversat, foarte confuz emoționalismul sau setea de emoții ale unora îi fac să meargă într-o direcție care cred că nu are nicio legătură cu Scriptura și am citit 1 Corinteni 14 spre care mă voi îndrepta, n-am să-l explic astăzi în amănunt, am să o fac mai mult mâine, dar îl voi folosi astăzi pentru că dacă toată lumea care vrea să ne vorbească despre vorbirea în limbi în sens pozitiv ca existentă astăzi, ne duce la 1 Corinteni 14 și tot timpul îmi pun întrebarea de ce? Pentru că 1 Corinteni 14 este unul dintre cele mai puternice texte ale Scripturii care descurajează vorbirea în limbi, în niciun caz nu o încurajează, o îngăduie dacă ea există, dar o condiționează foarte puternic. O condiționează foarte puternic. E un text care este foarte restrictiv pentru vorbirea în limbi și contextul în care el se află, va fi mai mult discutat în argumentul pe care am să-l prezint mâine. Totuși, vreau să vă prezint aspectele pe care am să încerc să le punctez. Am să vorbesc mai întâi despre înștiințarea referitoare la vorbirea în limbi, pentru că dacă vă uitați în versetul 21, pentru Apostolul Pavel, vorbirea în limbi nu este ceva nou, ci este ceva ce a fost înștiințat încă de unde. În lege. Și el citează pe profetul Isaia. Tocmai ca să argumenteze că vorbirea în limbi este un semn și trebuie privit ca un semn, chiar dacă se vorbește despre darul vorbirii în limbi, el este ideea de dar în sensul de capacitare. Nu este în sensul de dar că ai semnul și apoi vei avea darul. Darul este semnul. Și în momentul în care ceea ce trebuia să fie demonstrat prin semnul acesta a devenit inoperant, De ceea ce datorită faptului că au apărut alte semne mai precise și mai clare, e evident că ce este inferior lasă loc a celei exprimări care este din punctul acesta de vedere superioară. Și o să discutăm problema aceasta. Apoi o să vorbesc despre împlinire, pentru că după înștiințare o să privim textele care ne arată modul în care s-a împlinit ceea ce Dumnezeu a înștiințat încă din vechime. O să vorbesc foarte pe scurt, după ce o să le prezint pe cele două despre însemnătate, pentru că, într-adevăr, vorbirea în limbi are însemnătatea ei, și cred că dacă înțelegem însemnătatea ei, înțelegem rolul pe care l-a avut și de ce vorbirea în limbi astăzi n-ar trebui să fie, cum n-ar trebui să fie niciodată prioritară. Apoi am să vorbesc despre încetarea vorbirii în limbi. Pentru că, spre deosebire de unii care îmi spun mereu că nu există niciun verset care să spună că limbile vor înceta, îmi pare rău, ori că au trecut, au paginile lipite, ori nu pot să înțeleg. Din potrivă, pot argumenta că nu există niciun text care să spună că nu vor înceta, dar cel puțin un text există care ne spune că vor înceta. Și am să. Prezint evident explicația deplină, plină încă o dată, va trebui să aveți răbdare până mâine, cei care doriți să puneți uh, întrebări. Și atunci am să închei vorbind despre întrebuințare. Pentru că în capitolul din care eu am citit în această dimineață, Apostolul Pavel punctează modul în care se întrebuințează acest dar, care încă există, dar care va, Înceta. Da? Va înceta. O să stabilim când. E clar că va înceta, și e clar că, existând până va înceta, el trebuie întrebuințat după o rețetă precisă. Nu așa cum o făceau Corintenii. În niciun caz, unul corinten nu este un text de dorit ca să spunem oamenilor că trebuie să vorbească în limbi. În niciun verset, Apostolul Pavel nu încurajează vorbirea în limbi ci în toate versetele o restricționează. Și o să încerc să explic. Mulți vin la porțiunea mai de la final, zice să prorocesc fără să împiedicați vorbirea în limbi. Și zic, uite, inclusiv unul dintre cele mai mari nume, evident, în lumea aceasta, John Piper, de la textul acesta pornește și zice, uite, vezi, nu aveți voie să împiedicați vorbirea în limbi nu ai voie să împiedici vorbirea în limbi. Deși Pavel nu asta zice, că nu ai voie să vorbești, să împiedici vorbirea în limbi. El va arăta pe parcursul întregului text că vorbirea în limbi este ultimul lucru la care cineva ar trebui să se gândească. Și dacă cineva chiar are atâta patimă pe vorbirea în limbi, atunci el trebuie restrâns și restricționat după un anumit model. Da, prorocia este prioritară în adunare, și dacă este unul care neapărat ține să vorbească în limbi, nu trebuie neapărat oprit, dar trebuie restricționat. El să vorbească și să traducă și așa mai departe. Deci, cam aceasta este modalitatea în care vreau să privim. Dacă luăm primul aspect, cel al înștiințării, problema aceasta a vorbirii în limbi vine din două sau ori două etape sau din două părți. Mai întâi este instințată în vechime, în Vechiul Testament, și apoi este înștiințată în Noul Testament, deși textul respectiv e un text cu semnul întrebării. Ieri am fost întrebați cu privire la textul din Evanghelia după Marcu, capitolul 16, unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre vorbirea în limbi numai că vocabularul folosit de Domnul Isus Hristos nu este vocabularul carismatic al vorbirii în limbi, pentru că Domnul nu vorbește de limbi străine, ci vorbește de limbi noi. Ceea ce s-ar putea să aibă un cu totul alt concept, dar când o să ajungem acolo? Aș vrea să privim spre două texte ale Vechiului Testament, în care deja este înștiințată o modalitate în care Dumnezeu găsește să-și pedepsească națiunea, să-și pedepsească poporul pe care l-a ales, și îl va pedepsi din punctul acesta de vedere: în sensul acesta al etniei, al faptului că Dumnezeu va înlocui acest popor cu popoare străine. Două indicii avem, primul se află în Deuteronom, capitolul 32, unde avem cântarea lui Moise, unde Dumnezeu îi spune lui Moise să scrie o cântare care să învețe pe copiii Israel anumite lucruri și iată ce spune el în versetul 21. Mi-au întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, m-au mâniat prin idolilor de șerți. Și eu îi voi întărâta la gelozie printr-un popor care care nu este un popor. ce e asta? Și evident, hermeneutic vorbind, niciunul dintre noi n-ar putea înțelege acest text, dar îl înțelegem de pricina faptului că avem în Noul Testament versete care ne ajută să îl înțelegem. <coughs> Vă aduceți aminte... Când, unul, când Petru ne vorbește în 1 Petru capitolul 2 și ne spune că noi odinioară nu eram un popor, dar acum suntem poporul lui Dumnezeu. În ce se, în ce se distinge faptul că e un popor care nu este un popor? Sigur, e apartenență, dar într-un mod deosebit este limbaj. Un popor este popor pentru că vorbește aceeași. Limbă. Acum Domnul spune că va pedepsi poporul Său, întărându-i la gelozie, pentru că va alege un popor care să fie a Lui, dar care, la momentul respectiv, nu este un popor. Și este evident că vorbește despre Biserică, pe care o descoperim în Noul Testament, ca în texte ca cel din Apocalipsa, de exemplu, capitolul 7, unde. Înaintea tronului Domnului, sunt o mulțime din orice națiune, de orice limbă, de orice limbă. Mergem însă spre Isaia, capitolul 28, care este nu de mine, ci de Apostolul Pavel citat, tocmai ca să arate care este rolul acestei vorbiri în limbi. <coughs> uh. Dacă priviți, ar trebui pentru înțelegerea exactă de la versetul 5, zice în ziua aceea, Domnul Oștilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului sau un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de judecată și o putere pentru cei ce dau pe vrăjmași înapoi până la porților lui, porțile lui, dar și ei. Cine sunt acești ei? Acești ei cred că sunt cei prezentați mai înainte, această rămășiță, acești oameni care stau pe scaunul de judecată, acești oameni care luptă să dea vrășmașul înapoi. Spune textul însă că și ei se clatină de vin. Băuturile tari amețesc, preoții și prorocii sunt îmbătați de băuturi tari. Sunt stăpâniți de vin, au amețel din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc, se poticnesc în judecă, toate mesele sunt pline de vărsături murdare. Subliniați ce terminologie folosește Isaia și apoi spune așa, ei zic, cine? Din nou aceștia, cei prezentați în versetele anterioare. Pe cine vrea el să înveți înțelepciune? cui vrea să dea învățături? Unor copii înțărcați? Ceea ce ei indică este că pare să că învățătura pe care ei o primesc este prea multă și prea înaltă pentru mintea lor de copii. Ei se consideră copii. Atunci, uite cum se plâng ei. Învățătură peste învățătură. Și încă o dată. Învățătură peste Exact așa cum se plâng și astăzi. Poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ei bine, acum vorbește Domnul. Prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. El îi zicea, Domnul îi zicea. Iată odihna, odihnă, lăsați pe cel ostenit să se odihnească. Iată locul de odihnă, dar ei n-au vrut să asculte. Să sizați problema. Dumnezeu vorbește din nou și din nou și e interesant modul în care sunt puse progresia lucrurilor pentru că Dumnezeu înainte de a porunci ce face? Îi învață. Asta îmi place la Scripturi că Dumnezeu nu poruncește niciodată ceva ce noi să nu fim învățat înainte, ceva ce, bă, nu trebuie să știi, dar trebuie să faci. Nu există așa ceva cu Dumnezeu. Dumnezeu ne învață, apoi ne poruncește. Ei bine, Dumnezeu le oferă o dihnă și sigur am asta este tema cărții Isaia. Că în loc să se încreadă în Dumnezeu, au făcut alianțe mm. neîngăduite cu popoarele străine din jurul lor. Iată însă, pentru ei, Cuvântul Domnului va fi învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo, ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prinși. De aceea ascultați cuvântul Domnului Bagiocoritorilor care stăpâniți peste poporul acesta de unde? Din Ierusalim. Iată cum acest cuvânt ne duce și ne localizează geografic locul spre care Dumnezeu îi înștiințează că pe diapsa lui va fi arătată prin faptul că, prin o vorbire străină, el le va arăta că, pentru că n-au ascultat, vor cădea, vor fi, zdrobiși, vor fi zdrobiți, vor fi prinși. În alte cuvinte, așa cum vom învăța vor fi așezați pe o linie moartă pentru o vreme. Dumnezeu nu i mai va folosi. Exact cum spunea în cântarea lui Moise. Voi stârni gelozia lor printr-un popor care acum nu este un popor. În aceste texte este clar înștiințată judecata pe care Dumnezeu o trimite, pe diapsa pe care Dumnezeu o trimite, unde? Peste cine? Peste cei din Ierusalim. Peste cei din Ierusalim. Peste cei care conduc poporul din Ierusalim. Și localizarea aceasta este foarte bine prinsă în text. <coughs> Scuzați-mă. Evident, aceeași înștiințare, dacă vrem să-i zicem așa, e în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, care însă e folosită de mine cu multe semne de întrebare. Nu o să stau aici să le justific pe toate. Dacă vă uitați, o să vedeți, nu știu ce versiuni de Biblie aveți, dar de la versetul 9 până la versetul 20, o să observați că porțiunea este pusă în, în paranteze. Ceea ce înseamnă că există mari dubii că acest text ar aparține originalului scris de Marcu că într-adevăr aceste cuvinte sunt cuvintele Domnului Isus Hristos. Dar pentru asta e nevoie de o altă disciplină care se numește critică textuală, chiar dacă îl luăm să fie valabil și mie nu-mi place să scot niciun pasaj din Scriptură, textul acesta este un text în care Domnul Isus anunță exact același lucru, dacă chiar îl luăm așa, ca cel pe care Dumnezeu îl anunță în Vechiul Testament. Mai întâi avem trimiterea, duceți-vă în toată lumea, da? E trimiterea pe care Domnul Iisus o lancează ucenicilor și apoi este trasarea misiunii. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți. Aici cele două expresii, ba chiar și ultima, devin foarte șocante. Prima, duceți-vă unde? în toată, ce se caute în toată lumea? N-a zis Domnul Iisus că ei au fost trimis la oile pierdute ale casei lui Israel și caută la toată lumea. Și cu ce să meargă în toată lumea? Cu ce mesaj? Legea lui Moise? Obiceiurile și ritualurile Vechiului Testament? Nu. Cu ce să meargă? Cu Evanghelia. Păi da, încă nu există nici Matei, nici Marcu, nici Luca, nici Ioan, cu ce Evanghelie să meargă? Și când merg cu Evanghelia aceasta, de unde să știe cineva că ceea ce vestesc ei este Evanghelia și că nu mai trebuie să se întoarcă la Ierusalim și la legea lui Moise? De unde să știe? De de răspunsul versetul 17, iată semnele. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu din nou este foarte straniu și un mare semn de întrebare că din toate semnele astea nimeni nu le alege pe primele. Niciodată n-am avut o dispută cu credincioși care să zică domnule eu am luat șerpi în mână și mormușcat veninor și uite n-am murit. Demonstrez prin asta că sunt credincios. No. Culmea că toată lumea se duce numai la ultimele două. Își, uh, Pardon, la, uh, nu, vorbesc, da, nu vorbeam de versetul 7 scuzați-mă am greșit vor vorbi în limb noi nu se duc la vor lua în mână șerbi dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma din nou este foarte dorită chestia cu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa din nou faptul că lucrul acesta este înștiințat nu înseamnă că este o poruncă pentru toate perioadele bisericii ci înseamnă că Domnul le arată și o să încerc să argumentez și mai departe. O să privim după masă, în mod deosebit, la textul din Evrei, capitolul 1 și 2, unde textul ne spune că Domnul întărea mărturia apostolilor prin aceste semne și minuni. Și avem cazul cu O travă, cu Pavel, nu, care mușcat de năpârcă nu? și nu, nu pățește absolut nimic și așa mai departe. Deci chiar dacă Evanghelia după Marcu, capitolul 16, rămâne veritabilă, ea nu este altceva decât o punctare și o înștiințare a faptului că urmează ca Evanghelia să înceapă să fie vestită, și că semnele care însoțesc propovăduirea acestei Evanghelii sunt acestea care sunt prezentate aici. Dacă ajungem în cartea faptele Apostolilor, ajungem la al doilea aspect pe care l-am pomenit, cel al împlinirii. Pentru că ceea ce Dumnezeu a înștiințat urmează să se împlinească. Pentru că așa este. Totul se împlinește exact cum spune El. Și dacă privim. Fratele a pomenit aici cele patru momente, eu am să vorbesc despre cele trei și am să încerc să argumentez de ce momentul, faptele, capitolul 8 nu este la fel de semnificativ ca celelalte. Și motivul pentru care nu avem vorbire în limbi. Sunt convins că Luca nu a trecut cu vederea vorbirea în limbi. Evident, deja e poate o formă de speculație, dar exact așa cum se speculează că nu poate să nu fie vorbirea în limbă, egală și cealaltă. Și am să încerc să argumentez de ce cred că vorbirea în limbă nu e prezentată, pentru că n-a fost prezentă. A fost prezentă, în schimb, ca împlinire la cele trei momente, cum numesc eu, e momentul Marelui Început. Faptele, capitolul 2, în care. Am văzut din nou și din nou un început fantastic, în care uh, Templul rămâne deoparte, în care sunelor acesta trage atenția, oamenii văd, aud, li se vestește lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Dintr-o dată, preoțimia și Templul, și cei care urmau să se slujba la altar, că era ziua cinzecimii, rămân aproape singuri pentru că mulțimea în loc să meargă la templu se opresc la această casă. Nu? E o zi nouă de închinare și o să vorbim despre asta. Ei erau obișnuiți să se închine sâmbăta și pe o vastă perioadă a cărții faptele apostolilor ei se închină tot în sabat. Încep însă credincioșii nou testamentali să nu se mai închine în ziua a șaptea, ci în ziua a săptămâni. săptămânii. Deci este un mare început și el este un început pentru că așa cum se spune aici este începutul bisericii nou-testamentale. E unic, el nu se repetă. Biserica nu începe de mai multe ori. Duhul Sfânt nu coboară de mai multe ori. E un eveniment unic care a avut loc odată pentru totdeauna și prezentarea istorică a acestui eveniment nu ne prezintă că el ar trebui să fie repetat din când în când. Mai ales că suntem într-o carte a cărui nume e foarte simplu. Cartea nu se numește Faptele Bisericii, Faptele Predicatorilor, se numește Faptele, Faptele Apostolilor în simplitatea titlului acestei cărți ni se arată despre ce este vorba în această carte. De vreme ce noi nu mai suntem apostoli și am arătat lucrul ăsta și dacă e cazul vom mai arăta de câte ori este necesar. Faptele astea nu sunt faptele noastre, că putem învăța din ele. Evident că putem învăța din ele. E un model pentru noi. Dar nu în sensul în care el trebuie să se repete exact așa, că nici în faptele apostolului nu s-au repetat la fel. Nu s-au repetat la fel. În anumite situații s-a întâmplat într-un fel, în altele, în alt fel. Nu? Avem cazul din Samaria, unde mai întâi au fost botezați și mai apoi... Și cred că e semnificativ asta, o să încerc să-i argumentez de ce. Pe când în faptele 10, prima dată primesc Duhul Sfânt și mai apoi sunt botezați. Ceea ce ne arată că nu este un tipar. Dacă ar fi un tipar, atunci lucrurile s-ar întâmpla exact identic. Al doilea moment al împlinirii, și sigur aici apare această, scuzați, această probleme a vorbirii în limbi, care, pentru prima dată arată că Dumnezeu își pedepsește națiunea. Își pedepsește națiunea, începând să o tragă pe o linie moartă, pe o linie. E, nu e bine spus abandonat, dar e greu să găsim un termen care să facă. Pentru că Dumnezeu nu e abandonat pentru totdeauna. Sunt doar lăsați pentru o vreme fiindcă n-au primit cuvântul și n-au primit mărturia prorocilor, așa cum vom vedea în sesiunea de după mează, Dumnezeu îi podepsește exact în forma aceasta. De aceea se vorbește în alte limbi, deși mesajul adus de Petru este în ce limbă? Limba. În limba ebraică. În urmare, mesajul Evangheliei este adus în limba pe care probabil toți o cunoșteau, dar vorbirea în limbi este împlinirea acelei înștiințări. Dumnezeu începe să aducă un popor care la vremea aceea nu era un popor. Și să le vorbească prin limbi străine. Încă un lucru de spus, pe care vreau să-l subliniez foarte apăsat, pentru că există această teorie conform cărora vorbirea în limbi nu are de-a face numai cu lucruri înțelese, ci are de-a face cu un fel de vorbire din asta pe care nu o înțelege nimeni, de exprimări din astea care n-au nicio logică, n-au niciun sens, n-au niciun fel de așa numită vorbire extatică. Asta nu este luată pe baza textului, ci pe baza expresiei, dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Când zici că cineva e beat, cum zice Petru mai departe, aceștia nu sunt beți. Evident că unul dintre semnele unui om beat este că începe să-și împleticească, el vorbește, da? Yes. Nu-l înțelegi. Pe baza unei asemenea explicări care nu are legătură cu textul inspirat, e folosită ideea unor limbi extatice. Să vă arăt de ce nu e așa. Textul folosit în general folosește cuvântul glosa, de unde și vine glosolalia, incorrect folosit pentru limbaj extatic, pentru că glosolalia are de-a face cu două semnificații. Pe de-o parte îi limba ca mădular și pe de alta limba ca și exprimare. Și tocmai ca să nu creadă cineva că această glosais care e folosit aici vorbește despre ceva extatic, în versetul, nu puțin că le găsesc repede, versetul 8 de exemplu, e folosit când se zice limba noastră, nu mai este folosit glosa, ci este folosit dialectos. Toți știm ce înseamnă. Dialect nu înseamnă, eu știu, aiureală sau extaz sau cuvinte neînțelese. Dialect înseamnă o variație a unei limbi. Da? Deci, într-adevăr, în versetul 4, de exemplu, este glosa, mai știu, versetul 11 este araj, dar în versetul 6, în versetul 8, sunt prezentate ca sinonime glosais și dialectos, ceea ce înseamnă că limbile sunt, evident, limbi înțelese. Ca să nu. Al doilea motiv pentru care țin să exprim asta și nu. Ar trebui vreodată să îngăduim să vorbim despre limbi extatice în biserică? Este ceea ce Pavel însuși scrie în textul pe care eu l-am citit. Ați observat, sper că încerc să găsesc că... versetul 10. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese când apare neînțelegerea? Păi zice, dacă nu cunosc eu înțelesul, aia nu înseamnă că e vorbire extatică, înseamnă că e un dialect pe care eu nu îl înțeleg. Îl poate înțelege altcineva sau cum au fost cei prezenți în faptele capitolul 2. Sigur că această problemă apare și din expresia versetului 1, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și apoi apare un alt termen îngerești și unii zi, vezi, astea sunt limbile extatice. Deși avem o problemă evidentă. Ați văzut în Biblie îngeri vorbind, da? În ce limb vorbesc îngerii? Întotdeauna în limbi omenești. Întotdeauna în limbi omenești. În dângerul vine, indiferent că vine în spațiu aramaic, la Daniel sau în alte părți, el vorbește în limba înțeleasă de cel căruia îi comunică. Prin urmare, când textul vorbește despre limbi îngerești, nu vorbește despre un anumit set de limbi, ci este un fel de sarcasm pe care Apostolul Pavel îl folosește când vorbește despre acest subiect. Al doilea moment, dincolo de acest moment al Marelui Început, este ceea ce îmi place mie să numesc momentul marii înlocuiri. Momentul unei mari înlocuiri. Capitolul 10. Aici începe sfârșitul evreilor. Sfârșitul perioadei în care Dumnezeu lucrează cu ei, urmând din nou să lucreze după epistola către romani, versetele capitolele uh, 9, 10 și 11, da? Ei, aici este evidentă din nou această problemă a vorbirii în limbi. Este marea înlocuire, marea întorsătură, pentru că acum uh, e ceva nemai auzit. O să explic imediat faptele 8, dar de ce este nemai auzit? Niciodată Petru nu s-ar fi gândit să meargă la Corneliu sau să meargă în casa vreunui roman să predice Evanghelia. Deși, cum am învățat că le-a spus Domnul la începutul cărții? Ierusalim, Iudeia, Samaria și? Trebuie ca Dumnezeu să îi vorbească lui Petru. Și o va face printr-o vedenie care este prezentată și în care îi spune lui Petru că trebuie să meargă în casa unui roman. Petru nu s-ar fi dus niciodată în casa lui Corneliu. Petru însă foarte înțelept nu se duce singur, ci ia cu el un grup de, un grup de martori, care sunt numiți în textul nostru credincioși tăiați. Ce înseamnă credincioși tăiați în prejur? Evrei. Ei sunt evrei. Ei merg cu Petru. Sunt în casa unui roman, foarte neliniștitoare prezența lor acolo. Mai mult, dacă citiți versetul 1 din capitolul 11, apostolii și frații când au auzit că neamurile au primit cuvântul, n-au fost foarte încântați. Ci ce au făcut? Ce au făcut? I-au mustrat și i-a chemat la Socoteală l-a chemat pe Petru la ședință de comitet. Stai un pic. Ce poate avea un evreu să caute în casă la un roman? Problema este foarte mare pentru că este prima dată când, în mod oficial, Evanghelia ajunge în casa unui roman. De aceea, semnul vorbirii în limbi e folosit din nou. Pentru că el va deveni, cum spuneam mai înainte în întrebarea fratelui, evidența prezenței Duhului Sfânt. Petru, pardon, primii care sunt convinși sunt credincioși și tăiați în prezuri, care văzând că vorbesc în limbi, ce au zis? Au primit darul Duhului Sfânt. Apoi Petru, este cel care este convins că el zice se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt cu cuvintele foarte importante că urmează ca și în ce indică faptul ăsta? De ce l-au primit ca și ei? Noi nu-l primim ca și ei. De ce l-au primit ca și ei? Pentru că este evidența vorbirii în limbi. E semnul pe care Dumnezeu l-a promis încă din Vechiul Testament. Că poporul Israel va fi judecat și că Dumnezeu aduce un popor care încă nu este un popor dintre neamuri, din străini. În al treilea rând sunt convinși apostolii și frații care sunt în Iudeia, pe baza aceluiași semn. În capitolul 11, dacă întoarceți o pagină, Petru își justifică prezența și după ce prezintă vedenia pe care a avut-o, zice el în versetul 15, și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, ca și peste noi la început. Apoi zice așa, după ce au auzit ei aceste lucruri, s-au potolit și au. Iată ce. Răsturnare de situație. De la scandal se ajunge la proslăvirea lui Dumnezeu. De ce? Un singur semn identifică că ceea ce se întâmplă vine de la Dumnezeu. Care-i semnul? Vorbirea în limbi. Și acum poate e momentul să răspundem la întrebarea de ce, Faptul 8, nu există vorbire în limbi. Pentru că faptele, capitolul 8, nu are aceeași încărcătură și semnificație ca și faptele 10. 1. Să ne aducem aminte că apostolii au mai fost cu Domnul Isus în Samaria. Au vorbit acolo cu o femeie. N-aveau ce să fie mai șocați decât au fost șocați când s-au întors și l-au văzut pe Domnul vorbind cu o. Femeie. Era ciudat să vezi pe un iudeu vorbind cu un samaritian, dar rămite pe Dumnezeu fiul vorbind cu o femeie. Dar dacă citim acolo în Ioan, capitolul 4, o să vedem că femeia aia a devenit o mărturie. Și mulți au crezut și au spus, acum nu mai credem că ne-ai spus tu. Deci nu este ceva nou ca și cum este în Faptele, capitolul 10. Nu este la fel de de șocant, de surprinzător. Deja ucenicii fuseseră cu Domnul acolo. 2. Nu e luat cu apostolii niciun grup de evrei care trebuie să fie convinși că samaritenii s-au întors și ei la Dumnezeu. Nu. Sunt trimiși doar Petru și Ioan. Se pune mereu întrebarea de ce Petru și Ioan? E evident, pentru că Petru pare să fie omul care conduce această lucrare. Pe care Domnul îl folosește în această lucrare. Și pe Petru, întotdeauna îl găsim, unde îl găsim pe Petru, îl găsim și pe Ioan. De aceea, când a venit la Ierusalim zvonul că cei din Samaria au crezut, singurul lucru pe care l-au făcut a fost să-l trimită pe Petru și pe Ioan, ei deja fusese rebotezați, Petru s-a rugat peste ei și au primit darul Duhului Sfânt. Deci pentru că nu este implicată în nicio formă vreo grupare evreiască și pentru că nu există ceva șocant pentru nici, pentru că ei deja fuseseră în Samaria și deja existau credincioși în Samaria, nu a fost nevoie, zic eu, de această revărsare, de acest semn. Faptele capitolul 19 e al treilea moment pe care îl numesc eu Marea Înnoire. Pentru că aici ceva vechi e dat la o parte ca să lase loc la ceva nou. Vin niște oameni care sunt ucenicii al lui Ioan Botezătorul. Vechiul legământ. Veche așezarea lucrurilor. De fapt, e atât de veche încât la întrebarea lui Pavel: Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Întrebare care e formulată semnificativ pentru că ea arată oricărei minți că Duhul Sfânt nu se primește cândva după ce crezi, ci întrebarea lui Pavel nu este ați primit voi Duhul după ce ați crezut. Întrebarea lui Pavel este ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut. Din pricina aceasta aveți și textul din Efeseni, capitolul 1. Și voi, după ce ați auzit ați crezut, ați fost pe pecetluiți. Nu mai încape niciun fel de acțiune separată, care trebuie gândită, care trebuie aprofundată, nu mai apare niciuna. Ați auzit, ați crezut, ați fost pecetluiți. E evident această interogare, în urma interogării e o ignoranță totală, nici măcar N-am auzit, nu? nici măcar n-am auzit că a fost dat un, nici nu știu ce înseamnă asta, habar nu au. Și observați ce face Pavel. Nu le explică, păi stați să vă spun cum s-a întâmplat la Rusalii. Nu acolo umblă Pavel. Unde umblă Pavel? La subiectul credinței lor. Da, voi ce? Cum ați fost botezați? Ce crezi? A, ah, Ioan, botezul pocăinței. O, oh, stai, ăla vechi. ăla vechi. Este altul. Nu vă aduceți aminte că Ioan, când boteza, arăta și spunea că vine după el unul în numele căruia, în care trebuie toată lumea să creadă și în numele căruia să fie botezați. Și avem evenimentul care se derulează și este motivul pentru care se întâmplă această lucrare a vorbirii în limbi, în care indiciul nu este pentru Pavel, ci este pentru ei înșiși. E un indiciu pentru cei care au fost botezați, că au fost primiți, că au fost mutați din legământul vechi, în legământul cel, în epoca nouă, în perioada nouă. Au fost scoși de sub legea lui Moise și așezați în biserica lui. Cristos, lucru care este absolut semnificativ. Ei, în afară de aceste trei împliniri, nu mai există nici o alta în Noul Testament. Dumnezeu care a înștiințat-o, a împlinit-o exact când a vrut El. Ceea ce urmează nu mai este o lucrare suverană a lui Dumnezeu. Ce este o căutare permanentă a unor oameni care n-au fost mulțumiți cu statutul lor spiritual. Ba mai mult, e o căutare în urma și am să încerc să demonstrez asta. Vă invit la unul, Corinteni, ca să mă apropii de încheiere. Ce vreau să spun este că Corintenii au fost într-o competiție acerbă de luptă spirituală în care fiecare încerca să demonstreze că e superior celuilalt. Toată cartea ține de această competiție. Așa că vorbirea în limbi, nici nu o găsim. În care altă biserică din Noul Testament găsim problema aceasta sau uh, întrebuințarea limbilor sau folosirea limbilor sau apariția limbilor? Avem tesalonicenii, avem filipenii, avem efesenii. Avem romanii, avem. Da, în epistola, în epistola către romani, cei care susțin ideea de vorbire în limbi, mai ales acea extatică, neînțeleasă, și am ascultat, chinuit am fost, dar am ascultat un mesaj de oră jumate, tocmai ca să înțeleg bine pe când ajung aici, pe Craft Dollar, dacă ați auzit vreodată de Craft Dollar, l-am ascultat în mod deosebit despre vorbinea în limbi. El a luat textul din Romani, capitolul 8, unde ni se vorbește despre faptul că Duhul mijlocește pentru noi cu... E, acolo el folosește o interpretare că cele suspine de fapt sunt cuvintele pe care noi nu le înțelegem. Și atunci în loc să ne rugăm noi lui Dumnezeu, se roagă în locul nostru, prin cuvintele pe care eu le spun, dar nu le înțeleg. Că el zice Pavel, zice taine, și folosindu-se de toate aceste texte, el se vezi, asta e vorbirea în limbi. d tu nu înțelegi, pentru că nu tu vorbești cu Dumnezeu, ci Duhul lui Dumnezeu care este în tine vorbește, trece peste tine. Lucru care este foarte grav în, și în înțelegerea ideii de rugăciune. Mai este Dumnezeu suveran sau nu? De ce ar avea Dumnezeu nevoie ca Duhul Sfânt al lui care este în noi să-i spună lui ceva ce noi nu știm? Pentru ca să ce? Care-i logica? Care-i rațiunea? Dumnezeul, din nou, vorbește cu Dumnezeul. Dumnezeu, Duhul Sfânt, vorbește cu Dumnezeu Tatăl, în ce sens? N-are nicio logică. Nici nu mai vorbesc despre faptul că textul nu include ideea acestei chestiuni ascunse. El ne spune clar, nu știm cum să, ne rugăm. nu știm. Și trebuie să acceptăm asta. Nu știm cum să ne rugăm. E foarte important să înțelegem acest adevăr extrem de important al Scripturilor. Dacă ne întoarcem aici, o să vedem în capitolul 3, 12, încetarea. Încetarea. Aș vrea să observați două lucruri. Mai întâi este prezentată existența vorbirii în limbi, și apoi este prezentată eliminarea ei. Unde este prezentată existența ei? Versetul 8. De pildă. Unuia este dat de Duhul să vorbească și ne dă o listă, nu exhaustivă, ci câteva exemple. De-aia zice de pildă. Cu ce încheie lista? Uitați-vă ce e în coada listei. Nu e în capul listei. E în coada listei. Ce avem în coada listei? Darul, -ă, da, vorbirea în felurite limbi și altuia, tălmăcirea limbilor. Să se Unu, întotdeauna sunt prezentate împreună. Una fără alta nu e acceptată. Nu e acceptată. Nu are nicio logică. Doi, sesizați că întotdeauna sunt prezentate la urmă. Uitați-vă de exemplu la versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică și începe. Cum? Ce cuvânt avem? Întâi. Da? E o ordine clară a suveranității divine. Dumnezeu a rânduit întâi. Ce? Apostoli. Al doilea. Sesizați ordinea pe care Pavel o așează. Și abia la urmă, când nu mai are ce altceva să argumenteze sau când s-a terminat lista, apoi vorbirii în felurite limbi. E mereu în coada listei. Și în capitolul 14 de unde eu am citit e în coada listei. În versetul 29, arată existența limitată a acestuia, pentru că, de vreme ce nu toți sunt apostoli, nu toți sunt proroci, nu toți sunt învățători, nu toți sunt făcători de minuni, tot așa, nu toți au vorbirea în limbi. Nu toți o au. Apoi este prezentată eliminarea ei în capitolul 13, versetul 8. Text pe care îl vom studia în amănunțime mâine. Vă rog să aveți răbdare până mâine, da? Aici spune așa: Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși și limbajul e clar. Limbile vor înceta. Vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Mâine o să discutăm în detaliu despre asta. Ce vreau să spun aici este că e evident din scrierea Apostolului Pavel, n-am înc în, determinat încă momentul, da? îl determinăm mâine, dar este evident că limbile vor înceta. Există un moment în istorie în care ele nu vor mai fi valabile. Și cine le întrebuințează? Le întrebuințează în mod nelegitim. Foarte repede să enumăr câteva din uh, principiile sau precizările pe care le face Pavel când vorbește despre întrebuințare. Dacă vreți să 1. Când o întrebuințezi, mai întâi trebuie să ții cont de principiul creșterii. În toate textele, și o să argumentez asta în continuare. Vorbiria în limbi nu este nici prioritară, nu este nici profitabilă. Nu este prioritară. Urmăriți dragostea, umblați și după rarurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Să prorociți. Și pe tot parcursul argumentului său, Pavel va scoate în evidență că prorociile sunt deasupra vorbirii în Limbi. Are câteva argumente. Unul, versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Sesizați diferența dintre faptele apostolilor 2 și 1 Corinteni 14. Pentru că folosirea limbilor nu era să-i vorbești lui Dumnezeu, ci să vorbești cu ei, oamenilor. Deja se observă că întrebuințarea, aici este o întrebăințare eronată, greșită. Nu e una corectă. Aici devine sensul acesta mistic în care începi să vorbești și să comunici, consideri cu Dumnezeu, pentru că zice textul îi vorbește lui Dumnezeu. Un alt argument care ne arată că nu e nici prioritară, nici profitabilă. Uh, zice versetul, uh, versetul 4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește biserica. Care dintre cele două e mai importantă? E creșterea bisericii. Creșterea bisericii, când ne adunăm la oaltă, când ești tu acasă, e altceva și o să vorbim și despre asta. Dar când ești la biserică, când suntem adunați împreună, ideea este să existe o creștere, o edificare a bisericii. Și elementele care edifică biserica le găsiți în versetul 6. Uitați-vă. Dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu va aduce descoperire, cunoștință, prorocie, învățătură, Întrebarea lui este la ce ar folosi. La ce ar folosi? N-ar folosi la nimic. Și asta nu este un lucru pe care să îl încurajăm. Pentru că în Biserică trebuie descoperire, trebuie cunoștință, prorocie, învățătură și așa mai departe. Nu este profitabilă și nu este prioritară, și datorită faptului că e neclară, claritatea e absentă. Vorbește aici de ilustrații despre fluier, despre alăută, despre sunetele care trebuie să fie deslușite și așa este. Vorba lui rămâne fără niciun fel de rod vorbirea cuiva care nu are claritate în ea. Și vorbirea în limbi o vorbire în care nu este claritate, de aceea el condiționează, cum vom vorbi mâine în mod deosebit despre asta, condiționează vorbirea în limbi cu uh, problema traducerii. Uh, Sesizați și îmi cer iertare dacă spun asta. Uh, Pavel aduce argumentul creierului. Gândește un pic și la creierul tău. Deci el când mă rog. Așa zic numai Iurea. Hai să presupunem gata, nu la biserică, să acasă. Da? Acum la mine acasă eu pot să fac ce vreau. Chiar? Pavel zice, nu. Nu poți să zici, băi, eu mă rog în limbi, că mă rog numai cu Duhul. Exact cum spuneam mai devreme, nu are nicio logică. Cum te rogi numai cu Duhul? Tu îi comunici lui Dumnezeu, dar nu știi ce îi comunici. Cum spunea versetul mai devreme, comunici taine. Ce salea. Taine pentru cine tainele? Evident că nu sunt pentru Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște totul. Sunt taine pentru noi. Și tocmai din pricina aceasta aveți introducerea pe care o aveți în capitolul 12. V-ați întrebat oare de ce Apostolul Pavel zice că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema. Ce erezie imensă. Da, eu nu m-aș fi gândit să scriu. Asta e la limba, asta e la mintea, cum am zice noi, mintea cocoșului, cine înțelege. Cum? Poate cineva prin Duhul Sfânt să fie Iisus să fie anatema? Dar e evident că erau în Corinteni oameni care ziceau aberații de cele mai joase, să zic eu, interpretări și le puneau pe seama cui? Păi nu se poate. Nu se poate. Și aici apare această problemă a lui. Păi dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este ceea ce ne arată că rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Nu este un fel de explozie extatică pe care nu înțeleg, dar trăiesc niște emoții pe care nu le înțeleg, și până la urmă, când mă trezesc, nu știu ce s-a întâmplat. Nu. Cuvintele pe care le folosesc trebuie să fie cuvinte pe care le înțeleg. Cuvinte pe care eu le cunosc. Altfel, zice el, mintea mea este. Și asta este tristețea în multe din bisericile care abordează problema carismatică așa cum o fac. Emoțiile sunt mari, mintea, ioc. Niciodată Dumnezeu nu a încurajat absența creierului. Niciodată. Ne vom uita în această după amiază la un text care vorbește despre vise. Eclesiastul capitolul 5 și acolo Solomon spune că lui Dumnezeu nu-i plac cei fără fără minte nu-i plac cei fără minte Dumnezeu nu are ce face cu oameni fără minte creierul nu poate fi niciodată scurt circuitat toată lumea știe, o, inima, da, inima da, e adevărat dar inima fără creier ce mai e? bombă cu efect întârziat ce mai ei? Depresie în devenire. Evident, și creierul fără inimă e un pericol foarte mare. Și devine un pericol mare în bisericile noastre. Suntem deștepți, suntem inteligenți, suntem plini de resurse, avem acces la multă informație, suntem extrem de inteligenți. La ce mai avem nevoie de Duhul Sfânt? Păi avem. Creierul nostru nu poate înțelege lucrurile lui Dumnezeu dacă nu este luminat de Duhul Sfânt. Problema creierului e adusă în întrebuințare. De aia vorbirea în limbi nu este încurajată, pentru că ea scurcircuitează ce? Creierul. Nu poți să pretinzi că te rogi lui Dumnezeu cu Duhul, că tu vorbești în limbi. Ce are nevoie Dumnezeu de ce zici tu? Mintea ta are nevoie de închinarea ta înaintea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu. Nu am timp să mai deja, probabil că am întârziat foarte mult. Uitați-vă la un alt argument, argumentul comuniunii. De ce nu este încurajată vorbinea în limbi, în public, fără tălmăcire? Îi zice așa, altfel, dacă tu aduci mulțumiri cu Duhul, da, tu îi mulțumești lui Dumnezeu frumos, dar fratele tău care e lângă tine, are părtășie cu tine. Are comuniune cu tine. Am da, tu în limba pe care o zici, care ar trebui să fie înțeleasă, nu din aia și nu știu cum, trebuie să fie înțeleasă, trebuie să fie o vorbă care vine dintr-un creier care e sănătos, nu? Vorba aia ta nu o înțelege la de lângă tine. Și atunci, vă uitați la americanii care vin la noi și stau cu noi în adunări și nu înțeleg nimic, săracii. Nu înțeleg absolut nimic. N-am fost niciodată într-o asemenea situație, a trebuit să fie absolut dificil. Să absolut dificil să stai un ceas, două, să nu înțelegi absolut nimic, până când începi tu să vorbești și pricep ceva. Ei, comuniunea asta e problema lui Pavel. Vorbirea în limbă și, în, în esență, toate darurile în Corint care ar fi trebuit să formeze trupul, așa cum vom studia uh, mâine, în loc să formeze și să unească trupul, ele ce făceau? Îl dezbinau, îl rupeau în bucăți. Comuniunea. Și ultimul argument este argumentul cercetării. Dice, intră la voi în adunare cineva care nu-i credincios. Ăla va fi cercetat de cuvântul lui Dumnezeu când voi vă dați drumul acolo la toate. Nu, ăla când intră ce zice? El intră, se uită, vede, judecă și sunteți niște nebuni. A, ăla, pentru ăla nu îl ajută cu nimic o asemenea exprimare. El are nevoie de cuvânt, de propovăduire, de o prorocie care să îi arate, care este starea lui, care să-l cerceteze. Și în adunările noastre noi trebuie să înțelegem că trebuie să producem prin închinarea noastră asemenea momente de cercetare. Nu să le împiedicăm. Nu să facem ce ne place nouă, explodând în tot felul de apucături, în loc să ne aducem aminte că dacă avem vizitatori în adunările noastre, trebuie direcționată propovăduirea și închinarea ca oamenii să înțeleagă adevărata lor stare și situația în care se află. Îmi cer iertare dacă am depășit vremea alocată, dar am încercat să vă prezint și din 1 Corinteni 14 că întrebuințarea acestui dar care urmează să înceteze, să nu uitați asta, păstrați asta în minte, urmează să înceteze, el încă există, urmează să fie eliminat, dar între momentul acesta și momentul eliminării, el trebuie foarte puternic restricționat. Nu trebuie încurajat. Îngăduit, da, dacă n-ai de ales. Dar nu trebuie încurajat. Și v-am arătat câte motive, câte argumente are Pavel ca să arate că vorbirea în limbi nu trebuie să fie prioritară, nu este profitabilă și trebuie ținută acolo unde este locul. A câte ai pe listă? Ultima. Ultima. Dincolo de tot ce am vrut să spun aici, E evident că ceea ce dorește Apostolul Pavel și doresc eu este ca fiecare dintre noi să înțeleagă că putem avea comuniune adâncă cu Dumnezeu fără vorbirea în limbi. Nu este poruncită, nu ni se cere, nu este condiționată relația noastră de părtășie cu Dumnezeu de vorbire limbă din potrivă este descurajată nu Dumnezeu este cel care nu înțelege cuvintele noastre sau ar trebui să le înțeleagă. David zice, nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu îl și cunoști. Trebuie să ne asigurăm că înțelegem asta. Vorbirea în limbi este un semn al copilăriei, un semn al judecății lui Dumnezeu un semn prin care Dumnezeu demonstrează că cei ce n-au vrut să asculte cuvântul predicat de-a lungul viacurilor sunt pedepsiți prin faptul că în prezența lor alții sunt luați, în timp ce ei sunt puși la o parte. Noi însă cei ce suntem aici, pentru că avem credința în Domnul, avem Duhul Sfânt. Și prin Duhul prin Hristos avem intrare liberă la Tatăl. Nu e nevoie să vorbim în engleză sau în ungurește sau în, sau în ce limbă vrem noi. Uite, eu am o problemă foarte mare. Nu vreau să mă laud, dar vorbesc engleză destul de bine. Am predicat de foarte multe ori în limba engleză de-a lungul vieții mele, în foarte multe locuri, dar dacă mai pune să mă rog, aș muri pe loc. Nu că nu știu cuvintele dar parcă nu i nu e același lucru, nu e același știu limba, m-am exprimat evident că nu o știu perfect că o știu așa cum o știu, dar mă pot exprima, Dacă adică mă pot ruga, că -am, dacă n-am de ales pot să zic acolo trei cuvinte inteligibile în limba engleză dar nu i și când sunt locuri străine, dacă mă pune să mă rog, nu mă pot ruga în engleză, mă rog în limba română și toată lumea Rămâne cum rămâne. Rămâne cum rămâne. Lăudați să fie Domnul că ne-a dat Duhul Sfânt și că suntem a Lui și că putem fi în părtășie cu El. Amin. Amin. Mulțumesc.